Înfloresc grădinile, cerul ca oglinda. Linge-mă în pizdă, nu-mi face rău. Nu mai sta pe gânduri, stau ca pe AC. Tu ești cretin, nu-l ca, are-mi place. Bine v-am găsit într-o nouă ziulică. Întâmplările se țin lanț, zilele ploioase continuă și ele. S-a făcut 15 martie 2024 și pe ziua de ieri s-a prea întâmplat să avem o nouă cotă câștigătoare bacșiș pe pagina mea de Facebook Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, o cotă de 3.17, câștigătoare și minunată. Felicitări jucătorilor, a doua zi consecutiv nu e rău, după gafa din neatenție că trebuie să faci 10.000 de verificări pe aplicația Superbet până îți dai seama dacă e merge câștigător sau nu, pontul de la ales câștigător sau ba, cu acel 1x și era 4-4 de fapt după faza de penaltiuri, vă amintiți. Chiar dacă am trecut peste acel moment, eu cred că am trecut cu bine pentru că au venit două zile consecutiv câștigătoare. Iată că și ieri avem o cotă de 3.17 verde, cei care au jucat-o ieri sper că se bucură foarte tare și au făcut niște bănuți. Ați făcut niște bani mai importanți, băgați-mi și mie o donație. Contul de Raiffeisen e aici în descriere. Mă ajută și pe mine să mănânc un biscuite cu stafide. 15 martie 2024 se întâmplă între timp. Am o cotă de 69.03 pentru voi astăzi, cu 8 evenimente. Primul își dă startul la 17.30, în seara asta la 5.30. Pe ziua de ieri din alea 10, cred că s-au stricat vreo 3 sau ceva, 4, nu știu. Ne încercăm soarta cu o nouă dileală chiar aici acum și începem biletul de astăzi în România. Superliga, fază de play-off între Universitatea Cluj, U Cluj și Botoșani. Unu solist câștigă Universitatea Cluj, Doamne ferește! Vă amintesc că am grupul ăsta de WhatsApp privat unde jucăm zi de zi 6 bilete. Vreți să le jucați și voi alături de mine? Scrieți-mi la 0745708008. Sunt 6 bilete grele, negarantate, le pariem obligatoriu cu măcar 2 lei în fiecare zi, pe fiecare, 12 lei pe zi, cheltuială minimă. Dacă aveți banii ăștia de riscat fără să vă afecteze viața sau economiile, haideți cu mine, cu noi, acolo, pe grup. Biletul de astăzi continuă cu Germania, Bundesliga 2, două meciuri luăm de acolo. Paderborn vs. Eintracht Braunschweig, unul solist câștigă Paderborn și pe urmă Osnabrück versus Fortuna Düsseldorf. Mamă, începe să plouă din ce în ce mai tare, o să mă facă pleașcă. 3 plus punem aici, peste 2,5. Sperăm să se care cel puțin 3 goluri. Olanda, țările de jos, Erste Divisie, în continuare pe biletul de astăzi, aduce meci între Dordrecht în vinerea asta și FC Eindhoven. 1 solist selectăm pe bilețel, victorie de gazde pentru Dordrecht. Mamă, Doamne! Avem de mers și prin Elveția Challenge League la Sion versus Thun. 3 plus în meciul ăsta. Iară s-a udat hârtioara la maximum. Ia uitați-vă cum arată. E ca dracu făcută umezită. Peste 2,5 că se vor da în Elveția Challenge League la Sion versus Thun. Cel puțin 3 goluri, da? Germania, Bundesliga, aia marea în continuarea bilețucului. Vine cu FC Köln versus Leipzig. Și selectăm într-o mare abrambureală un 2 solist, o victorie de oaspeți. Ne bazăm toți banii pe Leipzig. 2 solist pentru ei. Like la acest video, mă ajută foarte tare. Abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă. Este extraordinar dacă o faceți. Și dați și voi share acestui superb canal. Luați link-ul de YouTube și băgați-l prin WhatsApp, prin Telegram, prin Instagram, prin Facebook. Pe unde vă dați voi? Uite, bă, există ăsta cu canalul ăsta. Poate cineva se inspiră și vrea să ia un meci, măcar un meci, din partea mea, pe bilețelele dumisale. Vă mulțumesc pentru toate acestea. Dacă o faceți, mă ajută foarte tare să cresc și eu cănăluțul. Mergem mai departe cu Franța Liga 1. Franța Liga 1 vine cu Toulouse pe biletul de astăzi. Experiment Toulouse versus Lyon și selectăm pe bilet GG. Ambele echipe marchează, la asta ne rugăm. Dacă nu se mai vede bine treaba, e pentru că plouă ca dracu. Spania la Liga în final de bilet cu Sociedad versus Cadiz. Sociedad versus Cadiz este un meci unde selectăm victorie de gazde. 1 solist pentru victoria Sociedad. Câștigă gazdele și ne aranjăm cu o cotă de 69.03. Poate chiar se poate să iasă toate verzi.
Vă mulțumesc pentru fidelitate. Ne vedem cu bine și în dățile următoare. Nu mai stau că plouă rău. Dar cam asta este ideea. Vreți să jucați 6 bilete cu mine zi de zi, să ne riscăm pielea pe niște chestii de mente zi de zi în set de 6 bilete grele de mente? Scrieți-mi pe WhatsApp la 0745 708008. Sunt 3 bilete mai scurte cu 8 sau 10 meciuri. S-au stricat și 3 bilete mai lungi cu 16, 17 sau chiar 23 de evenimente. Maleu, Triumf, respectiv venirea mormanului, cel mai complicat bilet al meu. Asta vreau să zic, voiam să zic că Maleu, biletul meu cu un maximum de 16 meciuri, cred că ieri a avut 14 și s-au stricat 2 din 14. Era drăguț să luăm o cotă de 200, cred că a fost 200 și ceva, da? Deci și biletele alea lungi se apropie al dracului de tare, repetitiv. Alaltăieri ziceam că vă pun unul dintre biletele scurte, că s-a apropiat la un meci. Nu l-am mai pus, am adormit aseară lemn. Cum am ajuns acasă după duș, mâncare, deja vedeam stele verzi, oboseala cronică este întoi. Apoi, aseară, iată, Maleu, 2 meciuri sticate din 14. Deci, sunt apropieri, dacă vreți, zilnice, nu săptămânale, zilnice. Dar m-am săturat de apropieri, vreau câștiguri în pul am mea. Înfloresc grădinile, lingem în pizdă, nu-mi face rău, face rău. V-am pupat, ne revedem cu bine, pa, pa!